Deci mulțesc din nou cu mâinile în cap, nu înțelegi ce se întâmplă. Fotbaliștii săi nu reușesc nimic, nu au avut nicio ocazie în această repriză secundă și trece timpul, aproape că ne apropiem de o oră de joc și Dinamo în continuare condusă cu 1-0, recuperează foarte bine Trandu. Multă lejeritate a tratat Asanovic această fază, a crezut că protejează mingea până când aceasta va ieși în afara terenului. Ei bine, Trandu i-a arătat că se înșeală. Iată, mingea ținută în joc și apoi faultul lui Asanovic sau, în fine, o lovitură liberă bine scoasă de Trandu, care le oferă colegilor săi ocazia să vină în număr mare în careul dinamovist. Sunt 5 timișoreni așteptând această centrare și încă 3 la o eventuală recuperare. Doar Nohai a rămas undeva în zona mijlocului terenului. Să vedem pe timișoreni, face puțină ordine Sebastian Colțescu, genul de fază din care pot profita timișorenii. Până acum n-au ținut foarte mult de minge, dar au 1-0. Să vedem la această fază. Este același Trandu să execute. Dinamoviștii se apără în zonă și sunt depășiți. Ocazie uriașă a Timișoarei. Tot Sechei a fost cel care a șters mingea cu capul, am avut eu senzația. Noi l-avem pe Marovici în prim plan. Șeroni era în apropierea mingii. Șeroni a fost și la bara a doua, foarte aproape Marovici. Nu a reușit să trimită mingea în poartă. Ce ratare incredibilă. Între timp, jocul s-a mutat în apropierea careului timișorean, ce este corner pentru Dinamo. Ocazie uriașă, se joacă, se joacă timișorenii cu ocaziile, într-adevăr. Și Dinamo încearcă să dea replica. Tot Alex Curtean va bate această lovitură de la colț. Dinamo poate fi periculoasă la fazele fixe. Nunio Claro din nou dă pe lângă minge. Are un moment dintre ale lui caracteristice. Recentrează Cosmin Matei. Mingea rămâne în posesia lui Dinamo. Curtean în careu. Cine a respins de acolo? Vârful de atac, Samuel Sechei, venit în sprijinul apărării. Și Rus cere sprijin. Nu are cui să-i trimită mingea și o dă în spate la Naumovski. Dădea din mâini Rus, discută acum cu Gigi Mulțescu, care îi face semn că trebuia să trimită mingea undeva în careu, la întâmplare, dar s-o trimită măcar. Moviștii, mare, în posesia balonului, se descurcă Asanovic, minte lui Rus, Joel Toma, Cosmin Matei, din nou spre Toma, are prin planul francezul, va încerca să șuteze, nu? Și m-am gândit că va încerca să scoată o lovitură de la 11 metri. Șovre arătase, Octavian Șovre, centralul, tușierul de pe acea parte, arătase colțul terenului, dar Colțescu a venit și a corectat. Iată reluarea care confirmă faptul că Joel Toma a căutat să-l influențeze pe Colțescu. Acesta nu i-a dat galben pentru simulare, dar l-a avertizat serios. Și iată și prima schimbare la ACS Poli Timișoara. Va ieși Ovidiu Petre din teren, va lăsa banderola de capitan. Da, eu lasă, lasă chiar vicecapitanului, Adrian Poparadu. Poparadu, un jucător care a fost alături de Timișoara în toate momentele acestei echipe, și mai bune și mai puțin bune. Vă spunem de meciul pe care l-am văzut la Târgoviște, tot Poparadu era capitan și iată aplauzele cu care este întâmpinat Poparadu la intrarea în teren, dar și pentru Ovidiu Petre erau aprecierile din tribune. Un stop bun al lui Elton da Silva. Nu a reușit să se întoarcă cu fața spre Nunio Claro, i-a trimis lui Luchin, ce lungă al lui Luchin spre Dănciulescu. Greșit serviciul, însă Matei scoate acum un out. Încearcă dinamoviștii să se grăbească, nu îi ajută deloc copiii de minci. Cred că ar avea acum bate Matei, Joel Toma. E conjurat de trei timișoreni, Joel Toma, și pierde balonul. Iese foarte bine Luchin, se bate Sechei și ne recuperează pentru un moment balonul Elton acum. De Elton până... A greșit Înciulescu și îl pune pe celălalt număr 25, pe Bărbuț, pe contraatac. Bărbuț se duce către careu. Bărbuț este singur cu Naumovski, șutează Bărbuț! Gol!
repriză fenomenală făcută de Bărbuț. Nu i-a ieșit în prima repriză, dar o face în repriza a doua. 2-0 pentru ACS Poli Timișoara. E nebunie totală pe Dan Fătinișanu. Dinamoviștii nu înțeleg ce se întâmplă cu ei. E căzut Asanovici, am impresia, în careul dinamoviștilor. Iată, greșeala lui Dănciulescu, trebuie să spunem. De aici a pornit golul Timișoarei. Asanovici pierdut și el pe drum la jumătatea terenului. Ce execuție! A mai încercat cu exteriorul și în prima repriză, Bărbuț. Atunci a ratat execuția, acum face 2-0. Colțul scurt, foarte, foarte frumos, golul lui Bărbuț. Și cel accidentat este Luchin, care a încercat o intervenție de ultim moment. Dar cred că a și deviat puțin. Este posibil. Pe reluarea din spatele porții. Nu mai contează pentru Timișoreni. Cel mai important pentru ei e că scorul e acum 2-0 și Dinamo, trebuie să o spunem, n-a jucat nimic. O spunem, da. Nu am nicio problemă să recunosc acest lucru. Luchin pare că își revine, deși își capătă. Dinamo joacă în aceste momente și cu un om mai puțin și este condusă cu 2-0 pe tabelă. Două schimbări făcute deja de la pauză de Gigi Mulțescu. Doar o modificare mai are la dispoziție noul antrenor al lui Dinamo și iată-l pe Curtean într-un gest de frustrare care le dă motive de bucurie fanilor timișoreni. Da, Curtean a jucat la Timișoara, acum se vede condus stadionul Dinamo Timișoara. A revenit în teren Luchin, i-a dat voie Sebastian Colțescu, s-a restabilit egalitatea numerică. Va repune Marovici de la margine, nu se grăbesc timișorenii, nu se grăbeau nici la 1-0, acum cu atât mai mult. La cap Boldea, am impresia, însă a fost fault, vede Sebastian Colțescu. Și încă o modificare la timișoreni. Florin Nanu este cel care va intra la Timișoara. Cine va înlocui. Eduard Nicola este aplaudat pentru evoluția sa de până acum. Nu a strălucit Nicola, a jucat destul de retras în sprijinul fundașului stâng Marovici. Și acum dinamoviștii nu mai au decât o singură soluție. Trebuie să atace. Trebuie să atace în continuu. Timpul trece în defavoarea lor. Da, se spune că 2-0 e cel mai periculos scor în fotbal, dar pentru asta trebuie să muncești. Gigi Mulțescu descumpănit la marginea terenului. Belcea mult mai relaxat. Timpul ar mai fi, să știi, Andy, mai este o jumătate de oră aproximativ cu tot cu prelungiri. În continuare, cei patru jucători de câmp de la Dinamo rămași pe bancă se încălzesc. Au făcut-o de la începutul... cam de pe la jumătatea primei reprize. I-a trimis Gigi Mulțescu la încălzire. Soluții ofensive ar fi Pape în doc și Sorin Strătilă mijlocaș, iar Pape în două atacant. Da, și trebuie spus că chiar dacă, iată, sunt de 20 de minute în teren, nici Dorin Rotariu și nici Elton da Silva nu și-au făcut simțită prezența. Dar nu au adus nimic în plus. Lazar în prima repriză mi s-a părut foarte activ. A încercat multe. E adevărat că nu i-au reușit la fel de multe. Pentru un Sechei, respinge Luchin. Îl vedem acum pe Cosmin Matei. A pus mingea jos, încearcă să-și pună tehnica în valoare. Obține lovitura liberă după intervenția lui Adrian Poparadu. De foarte multe ori Matei evită să se ducă perpendicular pe poartă, se întoarce în lateral și atunci pierde un tempo, bate Elton spre același Matei care faultează. A fost offside, am avut senzația. Am văzut semnalizarea asistentul lui Octavian Ciobre, s-ar putea să-l fi văzut faultând pe Matei, însă mai degrabă cred că a semnalizat offside. Și iată încă un gest de frustrare și al lui Cosmin Matei, după ce mai devreme Curtean a șutat dezamăgit în minge. Sechei și Bărbuț, cei doi jucători ofensivi. Se fac valuri la Timișoara. Au așteptat mult bănățenii să aibă din nou echipă în Liga 1. Au fost multe discuții legate și de nașterea acestei echipe. Să spunem că în
ziarul local. În opinia Timișoarei au avut loc niște schimburi de replici între membrii vechii galerii Comando Viola, care au spus că nu vor veni să susțină această echipă pe care nu o recunosc ca fiind continuatoarea lui Poli. Spuneau cei de la Comando Viola că ei se pregătesc de amicalul cu Ghiroda din Liga 5-a. Ei, după o victorie cu Dinamo, s-ar putea să se mai gândească suporterii Politehnicii Timișoara din Liga 5-a. Deocamdată încă un jucător dinamovist este căzut pe gazon. Joacă Poker Live. Concurează cu cei mai buni din regiunea ta. Califică-te acum online pentru Eureka Poker Tour Bulgaria. Stăliano Filip este jucătorul dinamovist care are nevoie de îngrijiri medicale. Probleme multe și mari pentru Gigi Mulțescu. Încă o dată faza golului 2, o bijuteria lui Cristian Bărbuț. Seamănă puțin golul lui Bărbuț cu golul dat de Adi Popa atunci când juca la Chiajna într-un meci cu Rapid. Puțin seamănă, da. Într-adevăr. Atunci Adi Popa a plecat din careul propriu și s-a dus până la poarta apărat atunci de Dani Coman. În fine, timișorenii în continuare la balon, valuri în tribune, e sărbătoarea lor, e momentul lor de glorie și iată că i-a ieșit pronosticul deocamdată, e adevărat, lui Valentin Belcea, care spunea că pentru el e un meci de 1, clar, acesta cu Dinamo, și 2-0 în minutul 70 cu Timișoara e mai mult decât perfect. Deocamdată Dinamo în continuare cu un om mai puțin, pentru că Stăliano Filip nu și revine. Să-l vedem pe noul intrat în teren cu o centrare către Sechei, a fost Nanu. Și ce ocazie au timișorenii. Salvează Naumovski pe dinamoviș de primirea golului 3. Randu și-a pus mâinile în cap. El a fost autorul ratării după respingerea lui Naumovski. La 11 metri singurel, n-a tras foarte puternic Trandu, a preferat un șut plasat, scos Naumovski, e corner pentru timișoreni, bate Bărbuț, este Naumovski ezitant puțin, să-l vedem pe Elton. Este Joel Toma cel care a pus top și a plecat pe contraatac din propriul careu. Nu prea a avut susținere atacantul francez. Acum era căutat Dorin Rotariu cu această pasă, care însă nu a mai ajuns la el, pentru că Timișoara a avut timp să se regrupeze. E căzut un fotbalist al Timișoarei în careul lui Naumovski. Scutaru acuză crampe și Gigi Mulțescu se pregătește să introducă un fundaș. Dinamo e condusă cu... S-ar putea, dacă Stăliano Filip, da, pentru că uite-l vine ușor Stăliano Filip prin spatele porții Timișoarei, deci nu mai poate continua meciul și va intra Collins Fay în locul său. E curat ghinion pentru Gigi Mulțescu, ca în momentul în care ești condus cu 2-0 să fie nevoit să introduci un fundaș. Debut, așadar, pentru Collins Fay. Da, au debutat la Dinamo în această seară și Asanović și Valentin Lazar și Joel Toma și Elton și iată și Collins Fay, 5 jucători noi. Da, niciunul dintre ei nu a reușit deocamdată să aducă mare lucru pentru Dinamo. Dă din cap Filip. Și fair play, timișorenii dau mingea înapoi adversarilor. Jocul poate fi reluat. 20 de minute aproximativ până la finalul partidei. Dinamo condusă cu 2-0. Toate schimbările făcute de Gigi Mulțescu și să vedem ce mai pot scoate câinii roșii din această partidă sau dacă mai pot scoate ceva. Elton, blocată pasa lui Elton, dar mingea ajunge până la urmă la Matei. Se întoarce cu fața spre poartă Tomarus. Foarte bună mingea pentru Dănciulescu, dar este semnalizată în offside Dănciulescu. Foarte frumoasă pasa construită de dinamoviști, pase din prima. Foarte bună și pasa lui Rus. Intenție excelentă a lui Laurențiu Rus, a dat din prima pe direcție viitoare pentru Dănciulescu, însă am văzut reluarea, a avut dreptate asistentul Octavian Șovre.
Dumitru, liberă indirectă pentru timișoreni. Nuño Claro, la puținele ocazii, la puținele faze care au fost în care s-au arătat de multe ori nesiguranță, însă, din fericire pentru timișoreni, nu a fost testat mult mai mult Nuño Claro. Dar nu e nimic surprinzător atunci când îl vezi pe Nuño Claro că iese prost din poartă. A scăpat cu bine și nu cred că mai contează altceva. Primul cartonaș galben al timișorenilor în această partidă este văzut de fundașul stânga Marko Marović. În vreme ce la Dinamo, spuneam, pe lângă portarul Naumovski, Rus, Lukin și Steliano Filip au văzut cartonașe galbene din partea lui Sebastian Colțescu. O minge la care Dănciulescu își face datoria, aleargă pentru a-l obliga pe Nuño Claro să